Administrația bazinală de apă banată a început intervenția pe râul Timiș pentru a opri eroziunea de mal produsă în urma variațiilor de nivel al apei râului Timiș înregistrate în ultimele luni. A fost observată o eroziune de mal în zona stației de epurare Jabăr. Eroziunea se întinde pe circa 200 de metri și pune în pericol digul de protecție al stației de epurare. Echipele sistemului hidrotehnic Lugoj acționează cu utilajele din dotarea sistemului de gospodărire a apelor Timiș pentru consolidarea malului stâng care va fi reformat făcut cu materialul aluvionar adus de apă depus în timp pe malul drept al râului Timiș. Cu acest prilej vor fi executate și lucrări de reprofilare a albii râului Timiș în această zonă. Scopul este acela de a crește capacitatea de transport și reducerea rugozității albii râului Timiș pentru a evita inundarea stației de epurare la viituri. Lucrările propuse vor continua toată luna martie.